Este o cupa confederațiilor fără Brazilia. Prieteni, Brazilia e obișnuită acestor competiții, ba mai mult a cupei confederațiilor, ba mai mult atât câștigătoarea 4 din ultimele 7 trofee din competiție, așadar fără Brazilia de această dată, dar cu un român. Este vorba de Ovidiu Hațegan, care va arbitra video partidele de la această Cupa Confederațiilor 2017. Evident, o parte dintre ele, sunt 8 arbitri care vor asigura arbitrajul video pe parcursul turneului. Rămâne de văzut în ce fel acest lucru ne va mai, ușura un pic viața odată cu introducerea arbitrajului video. Zic eu că e un lucru interesant, un lucru care merită urmărit în această Cupa Confederațiilor. Hațegan, unul dintre oamenii care vor sta în dubița aceea și vor urmări fazele. 17 iunie 2 iulie este durata competiției. Turneul se desfășoară în Rusia, iar Rusia este cea care deschide ediția din acest an, jucând pe teren propriu cu Noua Zeelandă. Partidele sunt transmise la televizor și o să ne uităm, să încercăm să ne dăm și noi seama cam cum abordează fiecare dintre naționalele prezente această competiție. Pentru că este una mai mult amicală, dar s-ar putea să existe ambiție, s-ar putea să existe echipe care își dau silința și, de ce nu, putem să le urmărim și să câștigăm ceva bani pe seama lor. În grupa A, lucrurile stau în felul următor. Favorită este Portugalia. Portugalia este campioana Europei și în acest mod a ajuns să participe la Cupa Confederațiilor. Iată, avem pe micul ecran și cotațiile. Pentru câștigarea grupei, o cotă de 1,80 și pentru clasarea în primele două în grupă, o cotă de 1,17. Rusia participă la Cupa Confederațiilor fiind țară organizatoare. 3,75 este cota pentru câștigarea grupei, 1,60 cota pentru unul din primele două locuri. Așadar, clasarea pe unul din primele locuri, două locuri, este cotată cu 1,60, la fel ca și clasarea Mexicului pe unul dintre primele două locuri. Este evident, e o grupă în care lucrurile se vor tranșa în trei, Portugalia, Rusia și Mexic fiind formațiile teoretic interesate de a merge mai departe. Cu siguranță Rusia este cea mai determinată să se califice, pentru că este țară organizatoare și în fața propriilor suporteri n-ar da rău o prestație cât mai consistentă. 3,75 pentru Rusia la câștigarea grupei, 4 pentru Mexic pentru aceleași fapte de vitejie. Noua Zeelandă, outsiderul grupei, de altfel Noua Zeelandă câștigătoarea Cupei Oceaniei pe Națiuni din 2016, Mexic este câștigătoarea CONCACAF, zona Americii Centrale de Nord și a Caraibelor. Și asta este grupa A. Mergem și în grupa B să ne uităm puțin cum stau lucrurile. Germania pare mare favorită, însă nu este chiar așa, pentru că Germania vine cu o echipă B la această competiție. Foarte mulți dintre titulari nu participă la Cupa Confederațiilor. 2,15 cotează casele de pariuri cotează pe Germania pentru câștigarea grupei, 1,22 pentru clasarea pe unul dintre primele locuri. Urmează Chile, formația pe care a întâlnit-o România în acest meci amical de zilele trecute, Camerun și Australia. Evident, Camerun și Australia sunt echipe mai puțin, cu șanse cotate, cu șanse mai puține de a face o performanță deosebită aici, având în vedere că fotbalul din Camerun și din Australia a involuat totuși destul de serios în ultimii ani, generații mult mai slabe decât cele pe care le știam noi din, marile campionate mondiale din trecut. Camerun, câștigătoarea Cupei Africii pe Națiuni din 2017, ultima câștigătoarea acestei competiții, Chile, știm deja, câștigătoarea Cupei America și Australia, câștigătoarea Cupei Asiei, pentru că, ne aducem aminte, Australia participă în zona Asiei pentru a avea adversari mai puternici. În 2015 a câștigat această competiție, iată, și participă în 2017 la Cupa Confederațiilor. Avem și cotele pentru prima etapă din Cupa Confederațiilor. Așa cum vă spuneam, totul începe sâmbătă cu
un Rusia-Noua Zeelandă, ora 18. Rusia, mare favorită, 1.30. Părerea mea că e bine de luat din vreme. Cred că Rusia poate trece la scor de Noua Zeelandă, nu doar să o învingă la 1.30, dar poate chiar și la handicap. Eu aș profita de cota asta. Portugalia, Mexic și Camerun, Chile sunt meciurile care se joacă duminică. Observăm și orele de disputare, 18 respectiv 21. Cam pe aici trebuie să ne programăm timpul liber pentru a urmări meciurile. Portugalia, așadar, favorită cu Mexicul, 2.07, o cotă destul de mare în această întâlnire, destul de greu de spus în acest moment, pentru că nu știm exact cum vor aborda echipele această competiție și nu știm cât de bine sunt, nu știu, odihniți jucătorii, cât de montați sunt, cât de mult își doresc până la urmă să facă ceva. Camerun, Chile, iată, Chile o cotă de 1.57, rămâne mai degrabă să vedem întâi echipele la lucru și apoi să ne pronunțăm în privința celor din Chile și în privința celor din Camerun. Australia-Germania se joacă luni la ora 18 și Germania are o cotă de 1.40. Probabil va câștiga, pentru că vă spuneam, Australia chiar are o echipă foarte, foarte slabă, incomparabil mai slabă decât ceea ce știam noi pe vremuri, dar cu mențiunea aceasta că Germania are și ea un lot destul de modest. Bun, atât despre Cupa Confederațiilor, mergem mai departe, vorbim despre un meci de tenis interesant, spune eu, cel dintre Marin Cilic și Ianko Tipsarevici.